Polițiștii locale au depistat 274 de cercetori și oameni ai străzii în luna august. Cazurile care implicau minori au fost transmise organelor abilitate pentru cercetări privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile. Polițiștii locale au continuat și în ultima lună acțiunile de preluare din stradă a persoanelor care apelează la mila publică și a celor fără adăpost, care creează disconfort celorlalți cetățeni prin prezența în stradă și prin insistența cu care solicită bani. Astfel, în cursul lunii august, numai puțin de 274 de persoane de diferite vârste au fost depistate cerșind sau dormind pe străzi, multe sub influența alcoolului, ceea ce întărește ideea că multe dintre acestea dau bani obținuți din cerșit pentru a-și cumpăra alcool, nu pentru a se întreține decent. Cei în cauza au fost predați Centrului Social Sfântul Francisc de pe strada Telegrafului. În cazul a patru minori, pe lângă sancțiunile aplicate părinților, pentru apelarea în mod repetat la mila publicului de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte, aceștia au fost predați Direcției Generale de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Timiș. Totodată cele patru cazuri au fost transmise către Inspectoratul Județean de Poliție Timiș în vederea efectuării cercetărilor referitor la traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile respectiv folosirea unui minor în scop de cercetorie, care prevede că fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Poliția locală Timișoara atrage din nou atenția cetățenilor să nu le mai dea bani Mulți dintre aceștia, deși sunt abs de muncă, preferă să apeleze la tot felul de tertipuri pentru a obține bani mai ușor, profitând de naivitatea oamenilor care muncesc. Acțiunile pentru descurajarea celor care practică cercetoria vor continua și în perioada următoare. Cei care observă astfel de persoane pot sesiza dispeceratul Poliției Locale la numărul de telefon 0256 968 sau 0256 246 112 pentru ca polițiștii locali să se deplaseze și să îi preia pentru a-i duce la centre. Transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.